Și gata. Iar au făcut curățenie de s-au rupt. Al treilea container nu vor să-l ia. Deși tot ei l-au rupt. Pentru ce plătim noi atâția bani gunoiul? A rezolvat-o și de data asta Rosalu, în Ploiești. Oare autoritățile ce-or face? Se facă nu văd. Le băgăm pe toate sub preș. Gata. Salau gunoi și aici.